Pachetul se pregătește, zice Domnul, pentru că ochii mei văd în întuneric, în ascuns, și scrisorile se vor trimite. Băgați de seamă, mame, tați care sunteți aici, voi tinerilor să nu semnați. Iată căci copiii de la școală, mama și tata, toți cei care lucrează, vor fi trași la răspundere pentru trei întrebări. Băgați de seamă că lucrurile acelea vor întina familiile și tinerețea. De aceea, cercetați lucrurile în vremea aceea. Numărate sunt lunile când veți auzi voi, unii chiar veți vedea lucruri, care veți spune de ce Dumnezeu a îngăduit. Da, îngăduie pentru vreme, pentru că un bolovan va lovi pământul și iată că vor zbura toate scrisorile și oamenii vor zice, suntem pedepsiți. Unii își vor ridica privirea sus și vor zice, există cineva sus, dar voi să spuneți, e Dumnezeul nostru. Ei vor prinde groaza pe voi, da, veți fi dintotdeauna liniștiți, pentru că veți ști că este puterea mea. Voi îngădui lucrul acesta să știe între pământul că eu sunt Dumnezeul pământ. Da, scrisorile vor fi trimise, dar voi să nu cumva să le luați, să nu cumva să semnați, deși unele vor săluta și vor spune cu adevărat, lucrurile s-au schimbat și nu avem ce face. Ai ce face, poporul meu? Rugăciune și mâna ta să nu semneze. Din timp și din vreme ți-am spus ca să știi, nu-ți întina familia, nu-ți întina tinerețea. Pentru că lucrul acesta va fi ca o mole care va roade inima și conștiința și când va lovi pământul, bolovanul, îngăduit de mine, să știi că atunci groaza te va cuprinde și pe tine, ca și pe cei care nu cunosc puterea mea. Da, v-am spus din timp, din vreme, ca nu cumva să semnați, să nu cumva să ne luați. Chiar dacă veți fi trași la răspundere, să știți că puțină vreme și bolovanul lovește, scrisorile nu vor mai avea rost, dar se va face o cernere. De aceea fiți liniștiți, rugați-vă și nu cumva să spuneți, dacă așa e pământul și legea ne supunem, supuneți-vă mie, zice Domnul, și nu tuturor lucrurilor murdare, pentru că da, pământul în fiecare an tot mai infectat este, zice Domnul, din înaltul cerului. De aceea hotărât am să vă spun, feriți-vă, păziți-vă și puterea mea va fi peste voi, zice Domnul. Amin.